Deși unele reglementări legale prevăd acordarea unor subvenții angajatorilor care integrează persoane cu dizabilități pe piața muncii, cel puțin angajatorii din județ nu se aruncă să primească oameni ce fac parte din astfel de categorii în companiile sau în firmele pe care le administrează. Acest aspect nu este deloc pozitiv și favorabil pentru unii dintre beneficiarii instituționalizați în centre care, deși ar avea o oarecare capacitate de a lucra, nu sunt integrați pe piața muncii. Mai mult, odată cu pandemia, angajatorii speră să-și poată plăti salarii pe care deja îi are, mulți neputându-și permite să primească angajați noi. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin atribuțiile pe care le are, subvenționează agenții economici care angajează persoane cu handicap. Subvenția este de 2250 de lei pe lună, timp de un an de zile. Aceste subvenții se pot acorda din bugetul asigurărilor de șomaj. Anul 2020 a fost un an atipic. Există un interes al agenților economici pentru a angaja persoane din evidența AJOFM-ului, dar referitor la persoanele cu handicap, este o reticență în a se angaja, poate și din cauza că nu știu dacă ele mai pot beneficia în continuare de acea indemnizație. Nu doar lipsa unui job ar fi principala problemă în contextul integrării acestor persoane în societate și pe piața muncii, ci și lipsa unui acoperiș deasupra capului, ele fiind instituționalizate, deci dependente de un sistem. Pe această cale solicităm autorităților locale, managerilor societăților comerciale, să ne ofere sprijinul în vederea soluționării spațiului locativ și a locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități cu potențial funcțional, care își doresc să-și îmbunătățească calitatea vieții și să schimbe statutul social. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț au precizat că, la nivelul județului, există în derulare un proiect de construire a unor case de tip familial pe raza unor comune din Neamț, în care să locuiască tocmai persoane cu dizabilități care pot lucra și sunt integrate de angajatori pe piața muncii. Deocamdată însă locuințele nu sunt nici ridicate, urmând ca proiectul să fie pus în practică în viitor. Multe dintre persoanele instituționalizate care au afecțiuni psihice sau dizabilități ușoare și-ar dori să lucreze și să-și creeze o oarecare independență. În lipsa unor acțiuni reale de sprijin venite din partea autorităților competente și a societății, ele ajung să se simtă și mai inutile, răzvrătite și dezamăgite de ceea ce soarta le-a oferit.